10 minute la dispoziție pentru raportul legat de... Trecem la următorul subiect pentru stenogramă. Informații privind la măsurile întreprinse de Ministerul Mediului pentru protecția ecosistemului râului Nistru. Vă rugăm frumos, domnule ministru, pe temă nu se poate, țineți o mână, asumați-vă întreaga misiune. Da, mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Ecosistemul fluviului Nistru este un subiect foarte discutat și disputat în ultimul timp și din păcate am ajuns în situația în care am ajuns inclusiv din cauza incoerenței și din cauza faptului că noi în Republica Moldova în ultimii 25 de ani am nesocotit acest subiect. Ucraina a desfășurat mai multe acțiuni, iar noi am așteptat ca să nu se întâmple nimic. Din păcate s-au întâmplat lucruri foarte grave, iar în momentul în care noi nu vom interveni, iar activitățile antropice realizate pe teritoriul Ucrainei vor continua, consecințele vor fi dramatice pentru Republica Moldova. Am adus această hartă ca să explic. Eu știu că există foarte multe neclarități în acest sens, dar sunt absolut sigur că voi explica foarte pe înțelesul tuturor ce se întâmplă în amonte de Nistru, în amonte de teritoriul Republicii Moldova. Aici avem localitatea Naslavcea, iată aici este localitatea Naslavcea din Republica Moldova, în raionul Ocnița, după care avem barajul care se numește Centrala Hidroelectrică 2, iar aici este granița cu Ucraina. Acest baraj CHE2 este construit jumătate pe teritoriul Republicii Moldova, jumătate